Suntem împreună cu doamna decan Camelia Ignatescu, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, în continuarea maratonului facultăților de drept, inițiat aproximativ acum 2 ani. Bine vă găsim, doamna decan! Bine ați venit aici, sperăm să vă placă la noi! Siguranță, acest timp petrecut în campus mi-a relevat lucrurile care se fac aici la Suceava, construcția care este aici și cred că veți avea un viitor frumos în interiorul mediului universitar românesc. Sperăm, suntem atât de tineri, avem un an și jumătate, suntem desigur foarte entuziaști, sper să nu pierdem această apreciez eu atmosferă în care lucrăm acum și atmosferă la care i-am adus lângă noi și pe studenți. Și în acest moment chiar suntem uniți așa. Cum s-a născut Facultatea de Drept de la Suceava? De ce era nevoie de o Facultate de Drept? Din mai multe motive. În primul rând, la Suceava noi aveam programul de studii drept, însă nu existam, nu aveam identitate. Noi funcționam în cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică și erau situații în care veneau părinții studenților care ne întrebau cum puteți dumneavoastră să ne spuneți că le dați o diplomă de licență în drept cât vreme pe titlul acestei facultăți nu există nimic despre drept. Și, desigur, am avut foarte multă răbdare, am reușit să ne dezvoltăm ca program de studii și noi și științele administrative și pentru că am fost foarte mult susținuți de actualul ministru, domnul profesor universitar, doctor inginer Valentin Popa, am reușit ca în 2016 să nu mai fim nimeni și să fim drept și, și științe administrative. Practic, școlarizați anul 1 și anul 2. Noi am plecat de la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică cu două programe de studii care funcționau de foarte multă vreme. Deci am plecat cu anii 2, 3, 4 de la drept și în 2016 am făcut o admitere în cadrul FSAP și am început în anul 2016, pe 1 octombrie, ca fiind facultate cu 4 ani de la drept și cu 3 ani de administrație publică. În 2017, pentru că, așa cum v-am spus, ne mișcăm repede, am inițiat și am și reușit să ne dezvoltăm pe un program de studiu nou, se cheamă Poliție Locală, un program de studii care a fost atât de bine primit de elevii din Suceava și din alte județe, din multe alte județe, încât am rămas cu mămici plângând și cu studenți necăjiți pentru că n-au reușit să intre în poliție locală. Deci, practic, începuturile arată bine. Câți studenți sunt la drept în acest moment la dumneavoastră? În total suntem 800 de studenți, în jur de 800 de studenți, iar doar pe drept și pe drept european masterul nostru, suntem în jur de 350 de studenți pe programul de studii drept. Care ar fi aturile Facultății de Drept din Suceava? De ce ar veni un elev de liceu să învețe aici la dumneavoastră? Din mai multe motive. La noi totul întotdeauna s-a dezvoltat, având în vedere nu un singur indicator sau un singur criteriu, ci întotdeauna mai multe, pentru că dacă am fi mers doar pe o singură cale, probabil că lucrurile ar fi stat altfel. La facultatea noastră de drept, colectivul este un colectiv de cadre didactice, unii dintre ei de mare clasă. Am reușit în perioada aceasta și în perioada când eram la științe economice să aducem aici profesori foarte buni,
care vin chiar de la Iași și care sunt titularii noștri. Vorbim aici despre doamna profesor universitar dr. Ciucă, de domnul profesor Scripcariu, desigur de colegul nostru Antonio Sandu și de asemenea de domnul profesor Bostan, oameni pe care cred că multe universități, facultăți de drept ar vrea să-i aibă. Cum stați cu evenimentele la Facultatea de Drept? Știu că există la fiecare dintre facultăți o sesiune de lucrări științifice, diverse conferințe care se organizează. Știu că chiar de curând a fost o chestiune și un eveniment important la dumneavoastră. Am avut cea de-a treia ediție a conferinței internaționale dimensiuni etice și sociale în drept și administrație publică. Am avut sesiuni și workshop-uri foarte interesante. Unul din workshop-uri, cel de fiscalitate, a fost savurat, aș zice, de toți cei care au fost prezenți în sală. Tema a fost Tribunalul Fiscal, o necesitate cerută de modificarea legislației și de actorii specifici. Am avut speakeri foarte buni și toată lumea a plecat cu ceva, cu un plus în mod cert. Deși ar părea că poziția universității nu-i conferă un bazin foarte larg, totuși acesta se transformă într-un atu. Am înțeles de la domnul rector că avem un bazin de aproximativ 1,5 milioane de persoane care pot accesa această universitate, pot avea acces practic la o infrastructură mai aproape de casă decât să meargă la Iași sau în alte centre. Desigur, e o problemă serioasă și susținerea financiară. Susținerea financiară se face de obicei de către părinți. Avem nu foarte multe locuri bugetate, prin urmare sunt mulți studenți care trebuie să plătească și taxele. Și încercăm ca cei care chiar învață să îi susținem prin burse. Prin bursele, acum, desigur, probabil știe toată lumea că putem să le dăm și bursă de merit și bursă socială și atunci putem să-i ajutăm pe tinerii care altfel nu ar fi putut să ajungă la acest nivel. Iar în ceea ce privește plaja pe care stăm noi de posibili studenți ai noștri, este destul de largă, însă desigur, sunt mulți dintre elevii liceilor noastre care pleacă la Cluj, la Iași, la București. Ce ne puteți spune despre colegii dumneavoastră, despre cadrele didactice? Reușiți să acoperiți toate materiile? Sunt colegi care deja sunt profesori, conferențiari, sunt profesori care și accesează să crească în această ierarhie universitară? Desigur, avem atât profesori cât și conferențiari, avem lectori și, desigur, va trebui să ne dezvoltăm, însă lucrăm și cu cadre didactice asociate, pe președintele Curții Constituționale a României, domnul Augustin Zegrean, care este adorat de studenții noștri. Și de asemenea lucrăm cu practicieni, cu judecători, cu avocați, pentru că expertiza lor e complet diferită de aceea unui profesor clasic. Și studenții sunt foarte mulțumiți de asta. Doamna decan, vă felicit pentru ceea ce am văzut până acum. Sper să am posibilitatea să descoper mai multe, atât la Facultatea de Drept și la Universitate, și să sperăm că inclusiv proiecte comune și evenimente în comun vor putea fi văzute de publicul larg și de cei care sunt interesați să acceseze infrastructura și ceea ce le oferă Universitatea Ștefan cel Mare. Mulțumim pentru că ați venit la noi. Sperăm că vom avea o comunicare extraordinară și vom ajunge să facem împreună atât evenimente, cât și o dezvoltare a fiecăruia. Vă mulțumesc!